Doi bărbați au fost la un pas de a se înneca după ce au intrat beți fiind în apa unui lac din capitală. Din fericire, nu este un caz real. Este o simulare a salvatorilor și pompierilor care au dat start campaniei de prevenire a cazurilor de nec. Potrivit specialiștilor, exercițiul demonstrat de salvatori este extrem de des întâlnit în viața de zi cu zi. Conform scenariului, doi bărbați au consumat băuturi alcoolice pe malul lacului, iar la un moment dat, unul dintre ei a decis să meargă la înot. După ce nu a mai putut ajunge la mal, bărbatul a început să strige după ajutor. Amicul lui a sărit și el în apa iazului fără să poată înota, iar în consecință ambii au fost la un pas de a se înneca. Ajutor, nu poate înota! În cazul celor doi tineri, norocul a fost de partea lor. Doi pescari aflați în apropiere le-au sărit în ajutor și le-au aruncat de pe mal o creangă, o butelie goală sau o fringhie, timp în care unul dintre martori a sunat la numărul de urgență 112. Între timp, paramedicii spun că timpul de aur în care o persoană poate fi salvată este de până la 7 minute. Pentru a menține în viață funcțiile vitale ale victimei, cei aflați în preajmă ar trebui să-l resusciteze până la sosirea ambulanței. Facem 30 de compresiuni toracice și 2 respirații. Este necesar de a interveni în primele 5-7 minute, sunt esențiale. Nu, manevrele de resuscitare nici de cum nu le întrerupem. Salvatorii avertizează oamenii să nu consume băuturi alcoolice atunci când intră în apă, să nu plonjeze de la înălțime și să nu se scalde în bazine acvatice neamenajate, întrucât chiar și înotătorii experimentați pot fi supuși pericolului. Mai mult, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență spun că cea mai vulnerabilă categorie rămân a fi copiii care merg de unii singuri la scăldat. Să conștientizeze cetățenii că în locurile neamenajate, unde nu cunoașteți bazinele acvatice, să nu încercați să vă scaldați. Ultimii 21 de ani, noi am pierdut 649 de copii, de minori. Asta este o localitate care a și avut familii, etc. Și aceasta ne propunem ca pentru acest an să micșorăm acest risc prin demararea acestei companii. Potrivit pompierilor și salvatorilor, pe teritoriul Republicii Moldova sunt peste 2600 de bazine acvatice. Dintre acestea, doar 19 sunt amenajate corespunzător, respectiv este permis căldatul. Spre exemplu, avem maturii care se înneacă în perioada de sâmbătă-duminică între orele 15 și orele 18. Deci maturii în stare de ebrietate, de regulă, deci încearcă ca cumva să intre în apă. Diferența de temperatură influențează negativ asupra persoanelor date. Deci copiii cel mai des se înneacă între orele 11 și orele 3 ziua de luni până vinerea. Aceasta este considerat un înnec din cauza că părinții de regulă sunt la lucru, copiii rămân singuri acasă și nemijlocit ies cu grupurile de copii la bazin. Pe tot parcursul sezonului estival, angajații IGSU, polițiștii de frontieră, dar și inspectorii de patrulare vor efectua rații de verificare a stațiilor de salvare și totodată vor patrula pe malurile lacurilor și râurilor din țară. Exact așa cum am făcut și anii precedenți, mergem împreună cu colegii la inspectarea lacurilor, împreună cu proprietarii lacurilor, ne asigurăm că locurile unde nu este permis scăldatul să fie marcate în modul corespunzător cu scăldatul interzis. Deci activitățile noastre, inclusiv și patrularea prin zonă ca să nu admitem scăldatul în locuri neautorizate. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, de la începutul acestui an, 34 de persoane s-au înnecat. Dintre acestea au fost 3 copii.